Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate înainte de toate. În prima parte vom vorbi despre endometrioză. De ce apare endometrioza, dar și cum poate fi diagnosticată la timp, aflăm de la invitatul meu, domnul dr. George Diaconu, medic primar obstetrică ginecologie. Bună ziua, domnule doctor! Îmi face o deosebită plăcere să-mi fiți astăzi alături. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule doctor, în primul rând, aș vrea să le spuneți celor de acasă ce este endometrul. Endometrul este țesutul care căptușește interiorul uterului și este acel țesut în care are rolul doar să se fixeze sarcina și el lună de lună, indiferent de vârsta fertilității, să spunem așa, de la adolescente până la perimenopauză, se elimină lună de lună de cele mai multe ori. Deci este țesutul efectiv cel care crește și se elimină lună de lună sub impulsul hormonal aflat la fiecare femeie în funcție de vârsta fiecăreia. Endometrioza este o afecțiune gravă? Endometrioza depinde foarte mult de stadiul ei ca să fie o afecțiune gravă. Sunt paciente care pot avea stadii avansate, da, și nu au o repercursiune asupra calității vieții sau sănătății. Altele care au un stadiu mai incipient, da, cum îl denumim și noi, dar care repercursiunile asupra calității vieții, da, pot fi foarte drastice. Endometrioza în sine reprezintă migrarea acestui țesut endometrial în afara cavității uterine. Deci uterul, în esență, în interiorul respectiv unde trebuie să stea acest țesut, migrează pe diverse căi în țesutul din prejur. Vorbim de uter, vorbim de ovare, vorbim de trompe, pelvis și chiar în anumite circunstanțe foarte rare, descrise și găsite, chiar la nivelul de plămâni și chiar la nivel cerebral. E că ajunge în unele zone în care nu te aștepți, să spunem, să ajungă un țesut de endometru. Endometrioza apare și la femeile tinere și la cele mai în vârstă? Prezintă are un raport mai mare. Un risc mai mare. Da. Are un raport mai mare la femeile tinere. Cu cât ne îndreptăm către perioada premenopauză și chiar menopauză, în menopauză, de exemplu, endometrioza, procentul este foarte, foarte mic, sub 1%, ca el să mai existe. Deci, la unele femei, nu, să spunem așa, că mai există mitul ăla, că vine menopauza și, sau facem ca și o rezolvare de menopauză și am rezolvat endometrioza. Ceea ce nu e adevărat. Unele paciente pot dezvolta și aceste modificări în continuare și în perioada menopauzei. Doar că procentul este extrem, extrem de mic. Cel mai frecvent este întâlnită la femeia tânără. Da? Femeia, de cele mai multe ori, din păcate, cu procent foarte mare, chiar înainte de 35 de ani, fix în perioada în care pacientele noastre, de cele mai multe ori, își dorește o sarcină și are și implicarea asupra fertilității. Da, am avut pacientă și de 16 ani, a fost cea mai tânără pacientă a mea, pentru care am avut cu endometrioză profundă, da? Mai mulți factori, mă rog, care probabil au dus la așa ceva, foarte important, virgină, deci iar la fel că mai sunt alte mituri și alte lucruri care țin de partea de migrare a endometriozei în zona de pelvis, și cea mai în vârstă am avut-o la 55 de ani, cu repercursiuni urâte. O tânără de 16 ani, domnule doctor, de la ce poate să facă endometrioză? În cazul ei, pe lângă faptul de, să spunem așa, stimuli hormonali, sunt rare situațiile de boli autoimune care pot duce la apariția endometriozei. Cel mai probabil este menstruația retrogradă, adică acea perioadă în care menstruația trebuie să ajungă pe absorbant, da, în perioada în afara uterului, ea poate să migreze pe la nivelul trompelor și să ajungă în cavitatea abdominală încă de la primul ciclu menstrual. Adică prima dată la fetițe poate să ajungă în zona respectivă. De acolo sunt mult mai multe, să spunem așa, mult mai mulți teorii, factori în care pacientele respective pot dezvolta endometrioză pelvină profundă. Dar cel mai mult ține la această vârstă ține foarte mult de partea de imunitate. Dacă vorbim de teoriile, să spunem așa, de migrare, de apariția endometriozei, avem, să spunem,
două teorii majore, dintre care mai avem încă una care este și ea întâlnită și poate avem și telespectatoare și ar fi bine de luat în calcul. Teoria cea mai utilizată este cea de care migrează țesutul din aproape în aproape și ajunge la nivelul uterului și se numește adenomioză, adică endometru, el stă în interiorul uterului în cavitatea endometrială. În momentul în care migrează în țesutul din jur, în musculatura uterină, formează această adenomioză, care de fapt este o formă de endometrioză. Deci e un factor de risc. Nu, el e deja rezultatul. Adenomioza, diagnosticul... Adică dacă ai adenomioză, dacă avem face diagnostic, și endometrioză? Nu, e deja endometrioză, dar e un stadiu incipient și localizată doar la nivelul uterului. Deci este endometrioza uterului. Și în acest caz ar trebui să urmezi vreun tratament? Obligatoriu. Sau faci doar... Dacă avem simptomatologie, pacienta simptomatică are o conduită, pacienta asimptomatică are altă conduită. De aici le împărțim în alte două categorii. Dorință de sarcină, nu mai dorește sarcină, că poate să aibă adenomioză la 45 de ani cu 3 copii, moment în care conduita este cu totul alta. Și acolo discutăm de cu totul alte rezultate mult mai bune. Pentru că dacă vorbim de tratament, să spunem așa, să nu mai migreze țesutul endometrial, automat trebuie să-i dăm anumit tratament ca acest țesut să stagneze, să nu mai crească, să nu mai prolifereze și automat, de cele mai multe ori, implicarea este hormonală. Pe lângă, poate discutăm astăzi, dacă avem timpul necesar, dieta, care este extrem de importantă, activitatea fizică și anumite, să spunem așa, stil de viață pe care îl adoptă fiecare pacientă. Poți avea endometrioză dacă ești deja însărcinată? Nu, sunt femei care descoperă odată cu sarcina și această endometrioză? Da, chiar recent voi avea o pacientă pe care o voi naște. A venit la primul consult gravidă și am descoperit că are și o endometrioză pelvină profundă, dar care și implică și ovarul. Deci, efectiv, pe partea respectivă are endometrioză, pe cealaltă parte a ovulat, în care a rămas și însărcinată. Și în acest caz... ce se face? De cele mai multe ori, endometrioza, să spunem așa, este inactivată, nu ridică probleme grave în timpul sarcinii. În sarcină, sub impactul acesta hormonal puternic pe care îl are sarcina, endometrioza se inactivează, nu mai face nici progres, dar este și mai, între ghilimele, prietenoasă cu zona de sarcină, adică nu ți impune o chirurgie, nu ți impune ceva în care să faci ceva în care femeia să piardă sarcina. Pentru că, până la urmă, la unele paciente, endometrioza pelvină sau chiar ovariană este infertilitate. Nu toate pacientele cu endometrioză sunt infertile, dar unele dintre ele poate să însemne să o situație de infertilitate. Da. Această endometrioză se transmite și genetic? Da, are unul dintre factorii genetici, să-i spunem așa, unii factori de risc este factorul genetic. Adică o pacientă care are în familie, de la bunică, mamă, mătușă maternă, să spunem pe partea asta, caz de adenomioză, endometrioză, riscul e mult mai mare, așa spun și studiile și ce am constatat și noi. Da. Ca ea să dezvolte. Mai există și alți factori de risc care ar putea duce la endometrioză? Partea chirurgicală. De exemplu, vorbim inclusiv nașterea. Nașterea naturală poate să genereze nu doar episiotomia, adică, să zicem așa, intervenția asociată perineului în care medicul ajutător, să spunem, să nască mai repede, face aceasta sau este de urgență și trebuie făcută, celulele acestea endometriale pot migra în zonele acestea, chiar și la pacientele care au fisuri perineale și acolo să se inoculeze, adică acolo să ajungă să se formeze. Mai frecvent, că a crescut foarte mult procentul de naștere prin operație cezariană, avem și această migrare operatorie, deci chirurgicală, în zona plăgii de operație de cicatrizare, în zona abdomenului superior. Da. Care sunt semnele date de endometrioză? Ce le deranjează, domnule doctor, pe femei și le trimite la medicul specialist? Păi să spunem așa, dacă avem telespectatoare care se uită și fac consulturi repetate, ginecologice, din cauza durerilor pelvine, că au prezintă dureri, nu știu, dureri la contact sexual, dureri menstruale. Deci primul sau cel mai important semn este că femeia experimentează niște dureri menstruale atroce. Nu sunt normale.
Adică, deci se durerile spune, ar trebui să existe, dar trebuie când să ele existe, sunt prea unele, intense... Exact, când sunt intense, de lungă durată și avem niște lucruri din astea mai excesive, în momentul respectiv, femeia trebuie să-și pună un semn de întrebare asupra acestei afecțiuni. Durerea la contact sexual, în anumite situații, balonări, dureri la defecație, adică în momentul în care au scaune dureroase, rare ori când vorbim de sângerări sau alte lucruri, dar cea mai frecventă este caracteristica durerii. Problema cea mai mare în diagnosticul endometrioze, și aici vorbim de diagnostic medical, că nu se vede ecografic decât în stadii avansate. În stadii incipiente, ecografic, nu se vede. La ecografie transvaginală? Ecografie transvaginală, ecografie abdominală, nu se vede endometrioza. Okay? Pentru și că ce ea se este poate ca, face este ca o zonă inflamatorie în zona pelvină și nu o vezi fizic. De multe ori nu se vede nici la CT, nu se vede nici la RMN. Dacă nu se face un RMN țintit cu protocol de endometrioză care implică instilarea în vagin și în rect a unui gel special și să se facă acest RMN, sunt slabe șanse ca o endometrioză să fie diagnosticată într-un stadiu incipient. Dacă este avansată, se vede cu orice fel de imagistică disponibilă. Dar nu există vreun test de sânge care să... Există, au apărut și pe piață, încerc să fie din ce în ce mai utilizate, pentru că s-a demonstrat cealaltă teorie, da? Deci pe lângă cea retrogradă în care migrează din aproape în aproape endometrioză, ar mai fi teoria imunologică, în care celulele acestea endometriale intră în calea limfatică și circulă în tot corpul și unde găsește un loc prielnic, acolo se și fixează în funcție de profilul fiecărei paciente. Există, doar că în România nu sunt încă, sau mă rog, și în Europa nu sunt încă omologate, nu sunt atât de accesibile. Deci deocamdată nu au deocamdată acces nu. Pacientele și... la această analiză. Nu, nu. Doar nu. Cea de care ați spus este mai analiza imagistică. Adică să-ți dai seama că femeia are acolo. Doar că anumiți medici ginecologi, în care ne aflăm și noi și unde lucrez, experiența medicului își dă seama din timp că pacienta respectivă are endometrioză printr-un simplu consult ginecologic și o ecografie mai detaliată, mai cu atenție asupra unor, să spunem așa, modificări ecografice. Pentru că endometrioza, înainte să fie diagnosticată, da? Pe lângă faptul că e foarte greu diagnosticată, dar înainte să fie diagnosticată, are niște semne indirecte. La consultul ginecologic, medicul poate să sesizeze ligamentele respective ale uterului dinspre vagin că sunt mai îndurate, că sunt mai tensionate. Pacienta, în momentul consultului, o doare, o doare în profunzime, o doare în momentul în care medicul examinează acea zonă. Trebuie să spună pacienta, domnul doctor, acolo unde ați atins m-a durut. Medicul respectiv, dacă nu are experiență, poate să rateze acest semn indirect. Da? Că ligamentul respectiv are... Sau poate din jenă femeia din jenă, zice că o doare. Să știți că și asta este o problemă. În România foarte multe femei nu știu, nu spun. Efectiv ajung la consult, așteaptă să vadă dacă medicul își dă seama de ceva și când au anumite chestii sau nu de jena respectivă, nu spun lucrurile astea și asta este într-adevăr și din practica medicală sau întâlnită. Sau poate și de teamă că dacă spun că le doare și vor primi chiar nu astăzi. Ce tratament. Mai bine tac, nu zic nimic și chiar și astăzi merg am avut-o, chiar astăzi, am venit direct de la cabinet, am avut o astfel de pacientă care a spus, zic, doamnă, vă doare aici? Da, vedeam după fața ei că o durea. Eu am simțit la mână, simțeam la în timpul consultului că zona respectivă este foarte tensionată. Noi știm ce înseamnă o sferă genitală care trebuie să fie suplă. O sferă genitală suplă, mobilă, nu, aia nu are endometrioză. Și pacienta respectivă era efectiv o endometrioză de grad ridicat, profund. Și pacienta respectivă, fix, exact cum a spus și dumneavoastră, nu v-am spus că mi-a fost frică de diagnostic, am citit despre ea, m-am încadrat la toate diagnostic, la toate simptomele de acolo și când am venit la dumneavoastră, nu v-am spus de frică să nu aflu că am asemenea diagnostic. Deci dacă ajungem la consult la un medic specialist bun, da, cu siguranță își va da seama că este ceva în neregulă, da, și ne va recomanda investigația de care aminteați, da, să le mai repetăm celor de acasă. Da. Deci RMN, ce fel de RMN ar trebui RMN să fac? RMN cu protocol de endometrioză. Este un RMN cu substanță de contrast, se face doar în zona pelvină, doar care are în plus instilarea de a pune un gel în vagin și în zona de rect. Dacă RMN-ul este doar cu substanță de contrast,
posibilitatea ca endometrioza să se vadă în toate zonele respective este mai redusă. Pentru că gelul care se pune în vagin și în rect are scopul de a destinde, de a ajunge în zona de falduri, faldurile respective vaginale, în care îl ajută pe imagist să poată să detecteze endometrioza fix în zonele cât mai profunde. Pentru că endometrioza de gradul 3-4 o putem vedea și ecografic, o putem vedea cu remeneu obișnuit, o putem vedea cu CT-ul obișnuit. Dar ce te faci când pacientul are un grad 1-2, care are simptomatologie violentă, ok, are calitatea vieții afectată, atunci nu o diagnostichezi la timp și spui, doamnă, nu aveți nimic, nu se vede, da? Pentru că dacă e acum să deschidem cutia Pandorei, sunt foarte multe femei care fac acest remene cu protocol de endometrioză, dar dacă medicul imagist... Să țină minte mai ușor, remene pentru endometrioză. Exact, remene de endometrioză. Okay? Mă gândesc că nu se poate face acest remene în toate clinicile particulare. Nu. Sunt anumite clinici în București, au femeile la dispoziție, să zicem, două astfel de centre care să facă acest tip de remene? Sunt cam trei centre mari, da? Sunt beneficiu acum și cu tehnologia că se pot face, nu știu, la Constanța, la Cluj, și să fie interpretat de medicul imagist al acelei clinice care este dedicat, pentru că iar asta era cutia Pandorei, faci remeneu de endometrioză, medicul imagist nu este supra-specializat în diagnosticul acesta și efectiv îți ratează un diagnostic de endometrioză, slabe șanse, dar foarte frecvent întâlnit în România. Da, adică... deci este exact ca în lanțul slăbiciunilor, domnule doctor. Trebuie să ai omul care face investigația, centrul să aibă aparatura foarte bine, bună și, bineînțeles, și medicul ginecolog să fie foarte bine pregătit și să realizeze cu ușurință că vorbim despre endometrioză. Femeile cu endometrioză pot fi și balonate? Da. Deci balonarea este tot alt criteriu de simptom, să spun așa. Ai acea stare de balonare toată ziua sau... Persistă de cele mai multe ori, nu, adică nu scăpăm de ea. Și de cele mai spunem că e de la mâncare. Păi da, pentru că are un sâmbură de adevăr. Pentru că endometrioza este boală inflamatorie. Ea inflamează. Ea, în momentul în care ajunge, să spunem așa, profund, irită, între ghilimele, colonul. Automat, noi orice aliment pe care îl vom pune inflamator, adică care afectează colonul și pentru endometrioză glutenul, dulcele, lactatele din lapte de vacă, carnea roșie, este unul dintre factorii cei mai, să spunem așa, inflamatori ai colonului, automat întrețin și zona aceasta de endometrioză și, în consecință, femeia va experimenta, în funcție de fiecare alimentație pe care o avea, și aceste balonări excesive, dar și combinate cu durere. Adică, aceste alimente și agravează endometrioza? Da, agravează și deci sunt... carne roșie? Carne roșie, da. Gluten, da, excesul de gluten, în orice produs, orice preparat. Vorbim de dulciuri, ok, dulciuri excesive, da? Și vorbim de zona de, să spunem așa, lactate, dar studiile sunt pe partea aceasta de lapte de vacă. Foarte, foarte mult. Adică afectează zona aceasta, întrețin progresul, pentru că sunt femei care se operează, sunt femei care fac anumite tratamente conduite, dar dacă nu umblă la calitatea vieții, și aici vorbim de regim, de stil de viață, rata de recidivă, rata de progres este mult mai mare la aceste paciente. Deci este o boală, o afecțiune multidisciplinară. Nu este suficient doar să iei o pastilă și ai scăpat de ea, nu este suficient să te operezi și ai scăpat de endometrioză. Da, să zicem că la dulciuri ar putea renunța femeia. Da. Dar glutenul e aproape în orice, domnule doctor. Așa e foarte greu de... Așa este, doar că sunt foarte multe, recunosc și eu în ultima perioadă, înainte de când mă ocup de endometrioză, am încercat să caut și eu alimente care nu au gluten. Și le-am încercat pe rând. Am luat foarte multe tipuri de pâine, să știți că există. Nu este, adică înainte să spunem, sau cea mai utilizată este pâinea, pizza, da, să spunem, în care putem să mâncăm pastele. Da? Acum pe piață există un locuitor la așa ceva fără gluten. Deci nu spune să fim exagerați, să nu mai punem nimic care conține gluten, dar factul cei mai importanți, pâinea,
Da. Și dulciurile. Și dulciurile trebuie să le reducem foarte mult. Și dacă ne rezumăm la pacientele care mănâncă foarte mult gluten, dulce, lactate, o să vedeți că este strict un profil de pacient anume. Okay? Și o să vedem că este fix pacientele care au un stil de viață bun. Okay? Deci endometrioza procentul e foarte scăzut în țările defavorizate. Nu întâlnim unde mă duc la congrese, în afară, în partea de Asia, în nordul Africii, de exemplu, ei nu au endometrioza, la ei este extrem, extrem de rară. Da? Pe când dacă mergem către vest, Germania, Franța, da, America, endometrioza e ceva la subiectul ordinea zilei, adică femeile sunt foarte afectate. Și în România se estimează că sunt undeva la 500.000 de femei, adică se respectă statistica europeană și internațională, de o femeie din 10, da? 10% din femei au această afecțiune. Problema cea mai mare e că din 500.000 de femei, diagnosticul este foarte, foarte mic, pentru că femeile suferă, îndură, nu sunt diagnosticate la timp și de la primul simptom până la diagnostic poate să ia și câțiva ani. Da. Durerile pelvine de care spuneați sunt prezente tot timpul sau doar în perioada ciclului menstrual? Nu, pot fi și continue. Adică sunt în momentul în care endometrioza pelvină este de grad 4, durerile pot fi inclusiv că va face o mișcare, să spunem așa, ceva obișnuit în casă. Că s-a așezat pe canapea, că s-a așezat pe scaun, atât de continue și violente sunt. Că sunt cazuri rare în care femeia are endometrioză gradul 4 și are, nu știu, n-are niciun fel de simptom, ăla este efectiv cazuri extrem, extrem de rare. Adică alea sunt și femei norocoase care sunt diagnosticate la timp. Pentru că cel mai rău ca și diagnostic pe care și-l poate pune femeia și atunci medicul sesizează atunci orice medic din România, din Europa, da? În momentul în care îți vine pacienta și spune, domnul doctor, am avut menstruație prin fund. În momentul respectiv este clar că zona unde a fost endometrioză a erodat zona de colon și a ajuns efectiv să aibă alt traiect decât cel fiziologic. Și în momentul respectiv femeia nu are niciun fel de simptom, niciun fel de durere, niciun fel de balonare, nimic. Și medicul respectiv, dându-i investigația superioară, okay, remeniul acesta de endometrioză, se constată că este de fapt o endometrioză profundă. Da. Din cauza endometriozei se poate deregla și menstruația? Spre exemplu, într-o lună să-ți vină de două ori, următoarea lună să nu-ți vină deloc, da. Următoarea lună să-ți vină da, pentru o că... singură dată? Da, pentru că în factorii de risc avem și această categorie de paciente. Pacientele care au menstruație mult mai rapidă, de 21 de zile, și pacientele care au un ciclu menstrual, adică o perioadă menstruală, mai mult de 7 zile. Deci pacientele care experimentează ciclu menstrual mai des, au risc mai mare să facă endometrioză. Pacientele care au mai mult de 7 zile de menstruație, au un risc mai mare să facă această endometrioză. Deci femeile care se încadrează în această categorie, ar fi bine să fie atente, să intre pe domnul Google și să caute simptomatologia endometriozei și să apeleze la un medic din zona unde se află. Domnule, am așa, am citit, am simptomele acestea, vreau să mă asigur că nu este ceva. Și atunci să fie luat din timp, pentru că un stil de viață, un regim și, nu știu, un supliment alimentar, da, care poate să regleze menstruația, care ajută la chestia aceasta, poate să stagneze sau chiar să încetinească progresul endometriozei și atunci ajută foarte mult. Endometrioza se tratează chirurgical? Nu. Deci endometrioza, tratamentul ei chirurgical este doar ajutător. Okay? Nu orice endometrioză se operează. Nu orice operație de endometrioză este succesul maxim. Trebuie să se selecționeze cazurile de endometrioză care sunt de operat. Adică orice femeie care are endometrioză, doar în anumite circumstanțe, în eșec de tratament, femeia are în continuare simptomatologie dureroasă, are infertilitate. Nu deci are... tratamentul ar fi medicamentos pentru endometrioză? Da, avem parte medicamentoasă și aici vorbim de parte hormonală, non-hormonală, specific fiecărui profil de pacient, deci nu se pot spune general, adică dacă la cineva merge foarte bine un produs, s-ar putea în partea cealaltă să nu aibă niciun fel de efect. Dar endometrioza se vindecă, domnule doctor, sau acest tratament se face doar pentru ameliorarea simptomelor?
prin ameliorarea simptomelor, da, în momentul în care reduci inflamația, încetinești și progresul, pentru că dacă ai redus inflamația, ea, ca și endometrioză, nu mai progresează. Ok? Sau progresia este foarte, foarte lentă. Doi la mână, când lucrezi asupra proliferării endometriale, adică cel care trebuie să crească endometriul în uter, el va crește indiferent că este în uter sau în afara uterului cu același stimul. În momentul în care nu mai crește, ok, automat nu că scapi de ea, nu te tratezi. Poate să stagneze acolo, poate să stea într-un stadiu, să nu-ți facă niciun rău mai departe, te simți bine ca femeie, dar trebuie să lupți cu acest dușman invizibil și să nu-i dai, să spunem așa, un câmp de bătălie foarte, foarte mare. Da, domnule doctor, să știți că explicați foarte bine cu privire la această patologie. Bine, și în toate emisiunile transmiteți celor de acasă exact ceea ce trebuie, dar să știți că am ajuns la finalul acestei prime părți. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să fiți alături de noi. Vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Cei de acasă vă pot găsi în privat, da. Dar dacă vor să afle mai multe amănunte, caută pe domnul Google, așa cum a zis dumneavoastră, numele dumneavoastră și acolo... Am și site-ul personal. Exact. Puteți să spuneți site-ul, domnule doctor. Da, drgeorgediaconu.ro, da, și am și pagina de Facebook, Instagram, în care de acolo au mai multe informații pentru programări. Și să știți că vă reaștept cu mare drag cât mai curând posibil. Cu siguranță să fim. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Dragilor, noi luăm o mică pauză de publicitate, dar dumneavoastră să nu plecați din fața micilor ecrane. În două minuțele revenim, dar cu un alt invitat.